Bun, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din The Forest. Din Ark Survival Evolved The Mobile. What the fuck, ce am cu The, what the fuck. Dacă vă place să nu ezitați să apăsați butonul de like, de share și de subscribe. Și bă, fraților, ce vreau eu să fac în episodul de astăzi? În primul și primul rând, dă-i aici. Craftează acolo. Stai așa, stai, că am ceiling-uri aici. Uite. Craftează 12. Cu încă 12. 24. Pentru că o să-l bine sparte. Și după și 22 de pile. Dat. Pe mai avem cine știe ce metal. Mai avem puțin aici. Da, s-a teleportat. Ba, nu. Nu știu, se mai băguiește și sare peste tot. Da, nu cred că am menționat ce vreau să fac. Vreau să fac o sere. O să fie cam complicat cu apa. Trebuie să aducem din de lângă, să zic, de lângă Redwood. Da. Asta o să fie cam greu. Se craftează. Hai să luăm, că am ceva 5 piloane aici. Făcut de ram. I-am găsit aici în Volt. Bine, întrebare. Unde vreau să o fac? Cred că aici. Trebuie să mutăm ăștia. Tu pleacă, du-te aici. De fapt, follow all. Și e mai ușor. Stop, că e să mor eu ce aici, nu mai înțeleg nimic. Ok, hai să-l mutăm și pe ăsta. Trebuie să le fac ceva special, Carnoeg. Tu rămâi aici, că nu mă deranjezi. Bun, nu vreau să fie prea mare, că o să fie cu nivele. Și o să înceapă la fel, prima dată și prima dată o să-i facem o terasă și după. Bam. Hai să craftez un ramp. Rapid. O rampă rapid. Unde e aici? Nu, asta e roof. Unde este? Așa, rampă. O rampă, frumos. Pune și asta, că n-am nevoie de el la mine. Zic că nu este închisă ușa, perfect. Așa. Hai să mergem frumos, elegant, cu ăsta. Unde e? Așa. Deocamdată nu se vede, ia să vedem. Bam, bam. Așa. Perfect. Da, nu, că asta ține, nu trebuie foarte mulți piloni. Și de aici vine așa. Punem 2 piloni. Perfect. Și cam atât de mare. 2 încolo, 2 încolo. Hai să mergem să mai luăm niște piloni. Mamă, deci ce dezordine cu acest dinozaur pe aici. Trebuie să fac ceva cu ei, nu știu ce să fac cu ei. Ok.
și s-a craftat turdul așa, cu asta așa. Nu prea e cu cine dintre, dar s-a craftat aici 1000. Nu știu dacă ne ajung, dacă nu ne ajung. Zic, mai facem noi de niște piatră și se rezolvă. Oprește și pe ăsta că prea urât face. Hai să punem să se crafteze niște măluri. Păm 50. Să fie. Să sperăm că ne arunc cristalele alea dacă nu facem o tură până aici. La muntele de lângă noi, nu la vulcan, că pe muntele ăsta de aici sunt mai multe cristale. Vin cu vreo 1000 și ceva. Ceea ce este destul de good. Să-i zic așa. Păi, dar nu cred că trebuie să fac schema aia, meșcheria aia mea. O să fie cu gen, zic să zic, o să fie din astea crocul și o să se asculte pe cum ar vrea. Deci înseamnă că nu mai deranjează foarte tare. Ia să vedem. Bam, bam. Nu, așa, bam. Bam. Și vine piloni. Cred că am făcut cam prea mulți, dar noi bai. Mai punem la casă. Așa. Mai sunt 14 piloni. Ne mai trebuie niște silinguri. Să punem atât. Două silinguri. Hai să pun niște piloni aici. Deci am pus aici. Până unde? Până dai, până aici. Ok. Opa, nu așa de... Așa. Așa. Perfect. Așa. Aici am rămas, perfect. Așa. Bun. Hai să următorul, poate facem și ceva cu casa asta. Poate putem să facem acoperișul ăla. Am ceva în plan, să fac un behemoth cabur de la. Văd dacă... Ia... Unde e azi? Da, și aici o să facem altceva pentru ca să pot să intra cu ăsta. Cât eu pot să-l accesez? În interes. Yeah! Poți să accesezi inventarul? Gata, frate. Așa, mamă ce am în cap. Așa. Nu, aici. Mai trebuie două silinguri, am spus. Dă să fac două din astea, nu cred că pun ușă. Sau hai să pun și ușă, na, să fie. Și fă 26 de silinguri, 20. Fă 20. Până una alta, hai să mergem să plasăm astea, pentru că nu mai avem spațiu. Așa. Dar cel mai complicat o să fie cu adusul apei. Da. Opa, n-am luat silingurile pe aici. Da. Păi și fraților, ce mai ziceți? Cum stați? Sunteți bine, băgeți-le cum stați. Așa. Ia astea. Perfect. Și da, n-am vrut să fac casa din metal pentru că... Uite frate cum îți strălucește un ochi și...
te irită, frate. Este mult mai, na, dar nu avem noi nevoie. Hai să pun ușa aici. Perfect. O să pun două mâine, dar nu avem nevoie. Așa. Hai că avansăm destul de ok, frate. Bun. Așa. Nu, am greșit că necesită materiale și... Materialele astea sunt migăloase, frate. Că cântăresc. Și nu poți să iei câte vrei tu. Mamă, mă duc și vin, zic, mamă, mă duc și vin. Fa... Ar mai am dat. Mă duc și vin cu 10.000 de cristale. Și uite că deja am făcut gafa. Da. Și dacă vă întrebați cum fac pe etaj, deci aici e intrarea, da? Și de aici o să vină, bam, două, frumos, două rampuri. Și interior, pe margine o să fie frumos, elegant, niște cropuri. Și o să fie cu două etaj, cu un etaj de fapt, cu parterul și etaj. Hai să vedem ce avem aici. Avem 20 de ceiling-uri. Pune-te și mai fă 15 din astea. 14, da. Să avem noi 25. Să fac două rampuri. Două rampe. Bam. Și bam. Una, două. Așa. Bun. Mai este un pic și se face noaptea. Apropo, suntem la ziua 134, mamă. Nu știu dacă am avut. Bine, nici nu prea m-am uitat în seriile trecute, deci cât de ziua. Nu prea m-a interesat faptul ăsta. Bun, bam. Bam, 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 bam. Bă, nu știu dacă în cap. Dar să vedem dacă în cap. Și ce să mai punem aici? Am avut 20 de cilindri? Da. Bun, deci ne mai trebuie 18 cilindri. Ok, de să pun astea. Așa. Bun. Hai să luăm și restul de ceiling-uri. Da, de wall-uri și să craftăm și ceiling-uri. 18 am spus, da? Deci nu cred că o terminăm în episodul de astăzi, nu prea avem cum. Cred că în episodul... Unde nu? Cred că în episodul viitor o să terminăm. Așa. Ceiling-uri. 18. Și ia wall-urile. Nu cred că ne ajung, dar un 13. Așa. De fapt ne trebuie 20 pentru că... Da. Las că craftam atunci una. Mamă, și... deci nu știu ce să fac, frate, ești nebun. Mă duc, mă întorc, mă întorc, mă vai de om. Bun. Mergem sus. 100% nu ne ajung. Stelim ăsta wall-urile.
Bun. Dar așa măcar nu ne rămân și nu stricăm materiale aiurea, știi? Deci 2, 4, 6, 8, 10, 11. Perfect. Așa. Unsprezece și încă un silenț. Mai craftează una și un șoc din asta. Nu vezi cum. Hai, da, să iau alea, mergem să le plasăm direct. Nu am pus încă ușile pentru că se închid și eu merg cu ele deja așa. Nu mai stau să intru în inventar și pui mei. Mergem, bam, direct. Bun, hai să punem astea. Nu ne deranjează cu absolut nimic. Dacă le punem. Așa. Perfect. Da, după cum am spus, da, da, da. Mamă, ce bun sunt pe matematică. Mai, da. Hai că sunt bun dacă e. Așa, mergem și luăm restul. Și cred că suntem aproape de finalul episodului. Ok. Să vedem cum facem cu apa. Nu știu cum facem cu apa. Destul de complicat aici. O să luăm cel mai lent ARG pentru ca să ne mișcăm în lent ca să putem plasa. Sau... Da, trebuie mult material. Opa. Așa, m-a să făcut și noapte, ia asta mână. Așa. Să vedem și noi ce se întâmplă pe aici. Wow, cum se vede, ești nebun. Wow. Ziua se vede altfel, dar așa noaptea se vede ciudat. Și e aproape gata, fraților. Deci trebuie să mai facem acoperișul și să aducem apă în ea și să rezolvăm cu și da, bă, trebuie să facem. Ne trebuie să mergem. Să vedem ce ne ce necesită. Ce materiale necesită. Stai să dormim, putem dormi? Putem dormi. Mamă, deci ce-mi place patul ăsta, că ne ia foarte puțin din mâncare și din apă, foarte puțin. Îmi place super mult. Bun. Fabricator necesită. Nu foarte multe, necesită niște electronice. Avem. Fii atent. De silica, părs și niște materiale. A, dar avem puțin. Nu cred că ne ajung. Da, cred că o lăsăm pe episodul următor. Da, avem puține. Și ne ia și 3. Da, ne trebuie toate. Bun. De aici nu mai ne avem nevoie de nimic. Ia ăsta, metalul ăsta și du-l aici. Opa, da. Nu pot căra nici 300 de metale și ne-am dat. E 400, dar nu fac. Asta. Pun ăsta aici. Și bă, fraților, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să nu ezitați să apăsați butonul de like, de share și de subscribe. Și noi ne vom revedea data viitoare.